O ultimă analiză a activității deputaților români arată că în anul 2013 parlamentarii giurgiuveni au avut o prezență destul de bună la votarea legilor în Parlament. Din raportul publicat recent de Institutul de Politici Publice, deputatul PSD Nicolae Florian se clasează pe primul loc la nivelul județului Giurgiu. Astfel, Nicolae Florian se poate mândri cu un procent de 96% la votul final în Camera Deputaților. În calitate de parlamentar și ales al comunității giurgiuvene, trebuie să fiu prezent la ședințele în plen ale Camerei Deputaților și Parlamentului, trebuie să fiu prezent în cadrul Comisiei de Politici Economice, Reformă și Privatizare, din care fac parte, iau cuvântul la dezbateri și analiza fiecărui proiect, fiecărei inițiative legislative trecută prin comisie. Parlamentarul de Giurgiu precizează că aleșii își exercită atribuțiile, respectând în același timp și disciplina partidului pe care îl reprezintă. Caracterizat de modestie, deputatul Nicolae Florian spune că prin prezența sa nu și-a făcut decât datoria față de cetățenii care l-au votat. Există sigur și o disciplină de partid, trebuie să fim unitari și în consens cu privire la aplicarea și susținerea proiectelor legislative. Iar cu această privință vreau să vă spun că o să reprezint voința cetățenilor și o să le respect misiunea pe care domniile lor mi-au încredințat, o să le reprezint interesele în Parlamentul României. Pe locul 2 în clasamentul deputaților giurgiuveni în ceea ce privește prezența la voturile finale în Camera Deputaților pe parcursul anului 2013 se clasează Marin Anton cu o prezență de 95%, pe locul 3 Liliana Ciobanu cu 91%, urmată de deputații Ioan Viorel Teodorescu cu 78% și Daniel Chițoiu cu 38%. În ceea ce privește prezența senatorilor la voturile finale electronice din Senat, Nicolae Bădălău ocupă locul întâi cu 72%, urmat de Lucian Iliescu cu 71%. Media prezenței la votul electronic în Camera Deputaților a fost în 2013 de 73%, iar la Senat a fost de numai 49%.